Citim ziare, panouri publicitare, etichete, dar ce nu citim? Pe de altă parte, însă, o cercetare recentă arată că unul din cinci români nu citește nici măcar o carte. Oamenii de știință români au explicat printr-un studiu care sunt beneficiile cititului. Lectura reduce stresul și stimulează creierul, spun aceștia. Potrivit unui studiu Eurostat, românii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% recunosc că nu au citit niciodată vreo carte. Când a fost ultima oară când ați cumpărat o carte? Carte. Când eram tânără, am 78 de ani. Când eram tânără, acum n-am mai cumpărat. Mi-a murit soțul de vreo 30 de ani, n-am mai avut bani. Mai țineți minte care a fost ultima carte care ați cumpărat? Nu, mai țin minte, nu dacă când eram la școală. Cercetătorii spun că cei care au învățat să citească au un volum mai crescut de substanță cenușie în mai multe arii din lobul temporal și parietal. Aceștia spun că aria pentru forma vizuală a cuvintelor este o arie vizuală de asociație. Se numește ipoteza reciclării neuronale și spune că o parte din circuitele vizuale deja specializate pentru recunoașterea obiectelor se respecializează pentru recunoașterea cuvintelor atunci când învățăm să citim, spune Simina Pițur, cercetător în neuroștiințe. Acum două săptămâni am avut nevoie de o carte de gramatică pentru examen și o carte de poveste, spun așa, a fost acum mai bine de o lună. Ce părere ai despre prețurile de la cărți din ziua de astăzi? Sunt cumva modice spre mari, dar având în vedere că totul s-a scumpit și având în vedere cât valorează o carte, cred că este un preț foarte bun. De ce crezi că nu mai citesc tinerii din ziua de astăzi? Cred că au o părere foarte proastă ei despre cărți. Nu fiindcă cărțile nu ar fi frumoase, ci fiindcă așa cred ei, ceea ce este o iluzie, cred eu. Potrivit unui studiu Eurostat, dacă ne raportăm la țara noastră, românii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetățeni recunosc că nu au citit niciodată vreo carte. Sociologii spun că tehnologia este unul dintre motivele care influențează această activitate. De ce credeți că nu mai citesc tinerii din ziua de astăzi? Din cauza telefoanelor, ăsta de socializare. Acolo văd toate prostiile. Și nu-i mai interesează de carte. Pe timpuri veneam chiar aici la teatru, unde era biblioteca, când eram și am stat și o an de zile în oraș, mă duceam la bibliotecă și luam carte pe bază de buletin și citeam. Chiar dacă specialiștii spun că alfabetizarea ar schimba relația pe care o avem cu limbajul vorbit, potrivit studiului, 35% dintre tineri afirmă cu sinceritate că nu au citit vreodată vreo carte, iar doar 16% spun că citesc lunar.